Deci era o formă de luptă foarte inteligentă. Bună seara și bine v-am găsit la TV Buzău, la A Patra Putere, este joi. Așadar, îl avem în studioul nostru pe domn profesor Mircea Costache. Bună seara, bine ați revenit, domn profesor. Bună seara, bine v-am găsit. Eu mă lupt cu o durere îngrozitoare de cap, dumneavoastră, cu ce vă luptați? Doamne, lupt și eu cu multe aspecte ale vieții și cu unele dureri. Să nu te îngrijorezi foarte tare, pentru că se spune că durerea de cap este o bună dovadă că l-ai. Și cine mai are cap... am înțeles. Se spune. Da. Deci e o bună dovadă că l-ai. Da. Îți dai seama că să umbli fără, mai ales pe ploi de astea, pe vreme de asta de toamnă, să umbli fără cap, să înceapă să te plouă în gât, o iei pe drumul cărciumilor și nu e... Nici măcar nu pot să râd, domn profesor, că atât de tare mă doare. Păi nu, asta și vreau, ca să te... Dacă... Acum nu o să ne văităm o oră, că ne doare cap. Da, nu, apropo de văitat și... Eu spun ce fac. Și când mă doare capul foarte tare, vin să le dau și altora dureri de cap. Știu asta. De-aia viu aici. Dureri de cap, dureri de spate, de toate alea. E câte un batracian care se uită la mine și, domne, nu mai ne lasă ăsta, nu mă întâlnesc cu ei așa și mă uit la ochii lor triști, pentru că au slujit și au servit cu mintea lor aia șchioapă și nu mai imposturi. Mă amenințau pe telefon, mă amenințau și deci să nu suspenzi pe ăla, să nu votezi pentru ăsta. Ei susțineau ceea ce văd acum, toată mascarada asta, toate viloaiele, tot jaful ăsta național au fost făcut de ăia pe care ei țineau în brațe și mă repudiau că ce am eu cu ăia. Iete am, cu ăia și cu voi. Cu unii dintre voi. Spuneam că săptămâna trecută ați avut o plângere așa spre final de emisiune că nu mai facem cultură în emisiunea noastră. Dar nici în această emisiune nu o să mai facem cultură. Să știi, Mihai, că până la urmă cam tot ce discutăm este și o formă de cultură, pentru că noi nu promovăm subcultură, nu promovăm prostul gust, manelist, nu promovăm dejecții și surogate. Chiar și un unghi de vedere a realității românești poate fi, într-un anumit fel, un act de cultură. Pentru că tot din armele omului de cultură fac parte și ironia, și pamfletul, și satira. Nu? Și sunt unele lucruri, niște ingrediente pe care noi, în ce mă privește, deliberat le utilizăm, din plin. Spre regret, disperarea unora. Spuneam asta, domn profesor, pentru că cu toată bunăvoința de a discuta și de această latură importantă a societății noastre, și anume cultura, tot vin evenimente. În fiecare zi primesc ori o revistă, ori o carte, ori un volum. Azi am primit carte de la prozatorul Dumitru Dănăilă. Și mulțumesc și pe această care. M-am întâlnit cu el pe stradă, o avea, cred că, pentru altcineva și dacă m-a întâlnit, a considerat el așa că merit. Și i-am cerut să-mi dea și autograf pe ea. Așa, ultima lui carte. Am primit cărți de la Gheorghe Petcu azi. Îi mulțumesc și pentru asta. Le-am în mașină. Am primit de la Stan Brebenel. În fiecare zi, aproape, am o noutate. Mă uit ce mai gândește, ce mai simte, cu ce se mai preocupă un om. Există, totuși, și în această epocă de vălmășie, așa, și de orbecăială, prin bezna, așa zisei, tranziției spre nicăieri, există și cultură. Da, am văzut că și în închisoare există o secție de cultură. Uite, îmi pare rău ca gest așa să fi luat cărțile care le-am primit numai azi, din mașină, și să le aduc așa din mașină, să le arat teancă aici. Cărți noi, am cu ce mă ocupam seara asta. Să văd ce fac concetățenii, unii dintre concetățenii noștri care mai au răgazul de a scrie o carte. Domn profesor, astăzi am avut încă o percheziție, de data aceasta răsunătoare, pentru că a fost vorba de o percheziție cam aici, în Palatul Comunal, la Direcția Economică, la taxe și impozite. Au descins polițiștii și procurorii de la crimă organizat. E o premieră pentru Buzău. Premieră pentru Buzău ce? Că avem în România crimă organizată? Haideți, domn profesor. Domnule, vorbesc de descindere. Domnule, de la cel mai înalt nivel, sub formă de președinție, guvern, ministere, agenții, autorități, partide politice, tot ce vezi tu funcționează și efectele se simt din plin ca organizații de crimă organizată. Da, bun, haideți să... Deci crima organizată este oficială la români. Că se numește partid, că se numește... E crimă organizată.
Pentru că acestea sunt efectele. Înstrăinarea de resurse, înstrăinarea de buget public, jaful, își dau viloaiele, rup din patrimoniul public, defrișează păduri, distruge. Totul înseamnă acțiuni ale crimei organizate în România. Da. Haideți să urmărim materialul și să auzim de la anchetatori cam cât de organizată a fost treaba acolo la taxe și impozite. Repet, din punctul lor de vedere ca și investigatori, după care revenim. Buzoienii care au fost astăzi să plătească taxe și impozite sau să obțină documente pentru dosarul de subvenție la căldură s-au trezit în fața unei uși închise. Oamenii au aflat că astăzi, în mijlocul săptămânii, nu se lucrează cu publicul. Trecerea și nouă, ce s-a întâmplat? A venit un mel pe aici? V-a deranjat? Hai să vedem și doamne, hai duceți acolo, dar s-a scătit acolo, la mel. Veniți să întreb și eu dacă se lucrează să fac încălzirea aia pentru mine. Da, e închis astăzi, vă așteptați? Nu în mijlocul săptămânii, așa? Nu mă așteptam. Deci, normal că trebuie să zic, când trebuie să fac succesiunea și nu trebuie acest certificat fiscal, nu? De dimineață, procurorii și polițiștii de la crimă organizată au descins în sediul primăriei Buzău în căutarea probelor care să dovedească activitatea infracțională a unor funcționari publici. Pe de o parte, există suspiciuni că anumiți angajați ai Direcției Economice au comis infracțiuni prin neînscrierea în sistemul informatic a mai multor amenzi. Mai mult decât atât, sunt suspectați că nu au executat silit firme din Buzău care aveau datorii la bugetul municipalității. Anumite debite ale unor agenți economici, există suspiciunea că au fost mult diminuate prin inserarea unor date nereale privind caracterul lor și cuantumul lor, iar tot legat de aceste debite, funcționarii cu atribuții în materie nu au exercitat urmărirea și executarea silită a debitelor datorate de unii agenți economici din municipiul Buzău. Totodată, funcționarii sunt bănuiți că ar fi introdus în sistemul informatic date false din care reieșea că anumite persoane fizice și juridice și-ar fi plătit taxele și amenzile. Există suspiciunea că s-au introdus date false în sistemul informatic Avantax din cadrul primăriei municipiului Buzău prin efectuarea de mențiuni privind clasarea unor amenzi care nu au fost achitate pe diferite considerente, faptul că ele ar fi fost plătite la alte primării, aspecte care contravin realității, faptul că ar fi fost anulate prin hotărâri judecătorești când ele de fapt nu fusese anulate. Prechizițiile au început de la orele dimineții și s-au încheiat abia spre seară. Din sediul instituției au fost ridicate mai multe documente, precum și computere care ar conține probe pentru anchetă. Șefii din Palatul Comunal spun că nu au habar de eventuale ilegalități săvârșite de subordonații de la Direcția Economică. Îmi pare foarte rău de această problemă, dar nu am fost anunțați și ca urmare nu am putut să luăm măsuri din timp pentru a funcționa Direcția Economică. Ce se întâmplă concret la Direcția Economică? Informația acum care a ajuns la mine, în afară de comunicatul de presă pe care l-am văzut, este că DICOT controlează dosare ale unor persoane juridice și fizice. Aveați informații înainte că s-ar nu aveam nicio reguli la Nu, nu am avut nicio informație. De la antifraudă e o echipă care au venit după niște documente care le-au solicitat ANAF-ul. Mai mult de atât nu pot să vă spun că nu știu ce urmăresc dumnealor. Așteptăm să-și termine dumnealor verificările de rigoare, își iau documenta care le îi interesează, după care vă vom informa și ce au cerut efectiv. Sunt și niște procurori din DICOT aici. Da. Deci ei au venit, părerea mea, că la sesizarea ANAF-ului să fie pentru firme dintre astea care au intrat în insolvență, fie pentru persoane fizice, nu știu. Procurorii urmează să analizeze datele din documentele și calculatoarele ridicate și să vadă exact care sunt vinovații, apoi vor lua măsuri împotriva acestora. Din grupul infracțional suspectat fac parte atât angajații Direcției Economice, cât și patroni de firme sau persoane fizice. Da, domn profesor, vă rog,
Păi ce pot să spui? Faptul că organele statului s-au mai dezmorțit și încearcă să-și facă datorii. Păi nu vorbeam noi că vara nu s-a întâmplat nimic și că toamna se vor număra aceste descinderi și așa mai departe. Doamne, caracterul pompieristic este obișnuit la noi. Unii primesc sarcini, domne, săptămâna asta, vedeți, luați-le pe alea după centură. E dezlegare la asta. Săptămâna elaltă, vedeți cu cei care transportă mărfuri dacă au act. Săptămâna elaltă, ocupați-vă de cămătari și de așa. Săptămâna elaltă, la un ordin așa, nu că a intrat într-o obișnuință în care sistematic organele de control își fac datoria cu continuitate, în așa fel încât să ajungă cetățenii să înțeleagă care le sunt drepturile și să știe să-și ceară drepturile, să-și urmărească, să obțină drepturile lor, cetățenii, și că au și obligații de care trebuie să se achite, pentru că și în cele mai dezvoltate state, de fisc și de moarte, nu scapă nimeni. Nu scapă nimeni, da. Bun. Faptul că noi ne minunăm acum că am văzut aici, acolo, așa, mi se pare așa o chestie de fapt divers. Că, uite, la DNA București s-a mai băgat marfă iar în față, că la Buzău, la primărie, au venit mascații, că mai lunile trecute umblau mascații pe la Consiliul Județean, că nu știu unde. Ne-am obișnuit, într-un fel, să vedem acestea ca pe eveniment, ca pe făcând parte din monden sau cumva din... Nu avem sentimentul că societatea, în întregul ei, funcționează. Că cetățenii, în marea lor majoritate, își cunosc drepturile și se bat pentru drepturile lor, își cunosc obligațiile și fac efortul să se achite de obligațiile lor și că instituțiile statului funcționează constant, metronom, cu continuitate, în așa fel încât să fie cota redusă, așa cum este în toată Uniunea Europeană, sub 3% din PIB la fiecare țară, infracționalitatea, economia neagră, ca restul, pe principii sănătoase de piață, să asigure venituri, prosperitate, dezvoltare. Nu? Noi suntem într-o altă postură, în postura în care ei tot mustrează pe unii, bă, n-ați mai făcut nimic, a strângeți bani, că noi ne lăudăm că dăm praful noi, dar trebuie să-i strângem întâi. S-a strâns numai un pic cureaua evazionismului și a infracționalității. Și s-au trezit dintr-o dată, aoleo, avem bani în plus, hai să mai dăm, hai să mai facem. Aoleo, iar s-au adunat bani, să mai dăm ceva. Sau, numai că au reușit, dar da, să ajungi să funcționezi corect, de sus până jos și de jos până sus, să funcționeze toate instituțiile și cetățenii să încerce să-și cunoască drepturile, repet, și să-și cunoască și obligațiile și să-și le respecte, îți dai seama la resursele României pe ce nivel de dezvoltare și de civilizație și de progres ne-am fi aflat noi? Păi numai puțin i-am gustat, nu de tot, un pic așa pe băieții deștepți din energie. S-au trezit, sunt bani. Numai un pic așa s-au mai diminuat evazionismul. A început să mai funcționeze ANAF-ul. Dar dacă ar fi să funcționeze fără spectacol, fără televiziuni, fără mascați, ce să ia mascați? Aici sunt niște funcționari ai statului care se duc și spun, domnule, constatăm că aici ar fi niște nereguri. Stop, investigăm și procedăm ce scrie la lege. Da? Fără spectacol. Treaba cu mascații și cu aresturile și cu cătușiada pe la televizor, fără să recuperezi un leu la bugetul statului care a fost prejudiciat și să ajungă banii la drumuri, că-s numai gropi și peste tot unde trebuie. Așa? Încă nu. Nu m-au convins pe mine. Toate filmele astea, toate spectacolele astea sunt mici zvâgniri care nu anunță deloc că într-un timp foarte scurt statul român, în sfârșit, funcționează la parametri normali, europeni și euroatlantici, căci când ne-am integrat în lumea civilizată, formal. Dar să venim și cu realitatea românească la acel nivel. Domn profesor, eu sunt convins că mulți dintre cei care, iată, ajung în atenția anchetatorilor, pe lângă faptul că nu vă ascultă pe dumneavoastră, sau pe alții care inoculează această idee și propovăduiește ideea că această mascaradă, cum îi ziceți dumneavoastră, este una de catifea. Deci, e o butaforie. Bun, dar pe aici pe acolo oamenii mai funcționează. Adică, bă, ea vine acolo. Cu mascații, fără mascați. Deci s-a văzut în ultimul an, cel puțin în ultimul an, dacă facem așa un bilanț, mai ales la Buzău.
foarte multe astfel de situații. Știi de ce să faci în continuare, tu ca funcționar public, știi foarte bine care e situația. Sunt ăștia mai activi. De ce să faci asta, domn profesor? De ce? Pentru ce nu vreau să... Așa, pentru că deocamdată nu e o suspiciune de luare de minte. Dar mă gândesc că lucrurile astea nu se fac așa doar de ochi frumos sau... De ce să faci asta? Hai să spun, în primul rând, de ce ai tu impresia, și spun eu, îți dau eu răspunsul, de ce ai tu impresia, iată de ce ai tu impresia, și alți concetățeni de-ai noștri, că sunt foarte multe situații în care intervin organele de control. Pentru că ai lăsat 25 de ani de jaf și anarhie să se acumuleze și să se poarte, la modul descreierat, jaful național, risipa de resurse, hoția generalizată. Așa? Și acum, când începi să miști, bineînțeles că sunt multe dacă le-ai acumulat și că vii în instanțe cu fapte care s-au petrecut acum 8 ani, cu lucruri care au fost semnalate acum 6 ani, cu dezgrupi toți morții din cimitire acum sau că trecea unul pe lângă cimitire cândva și le-ai acum. Deci s-au acumulat foarte multe, pentru că n-am funcționat de adevărat alea pe vremea când ni se spunea la ureche unora, care înghițeau pe nemestecate sloganurile să iasă în stradă, noi muncim, nu gândim. Zău, păi cine nu gândește, îi vai de capul și de țara lui și de viața lui. Așa, pentru că ăla care zicea că muncește săracul, poate el știa în sinea lui că au gândit unii până au făcut un strung, până a făcut un calculator, până a făcut un... Că a fost multă gândire și chin și lucru la planșet până ți-a făcut ție bunul ăla ca să muncești tu pe el. Ca să muncești, a trebuit să și gândească foarte mult unii înainte. Și că era nevoie și de aia care gândeau. Ne-a scos în stradă, noi muncim, nu gândim. Și ne-au pus unii împotriva altora și ne-a terminat. Ne-a lăsat goi goluți în pielea goală. Deci, hai să mă întorc la lucruri mai concrete. De ce ți se par multe? Ți-am dat răspunsul. Ai lăsat să se acumuleze foarte multă infracționalitate nesancționată la timp de organele statului. Bun. Coborâm mai jos așa. Păi când capul unei instituții are o grămadă de treabă, când e atât de ocupat cu propriile probleme de altă natură, când pisica nu e acasă, că trebuie să fii ba la Dâmbovița, ba la Brașov, ba nu știu, și ai o grămadă de treburi de genul ăsta, mai și cu unul, mai botezi, mai tai moți, mai, că ești un om așa, te mai duci și pe străinătate, și să-ți mai vezi conturile pe afară, până mai ai o grămadă de treabă. Bineînțeles că când pisica nu e acasă, joacă șarici pe masă, că poate să fie vorba de indisciplină, să instaurează așa un mod de lucru la funcționari, pe acolo pe unde se spune acum că ar fi niște nereguli, la funcționari ai primăriei, nu la... Așa? Poate să fie și carențe de management, cum îți folosești resursa umană și ordinea interioară acolo, poate să fie și gesturi deliberate, pot fi, intenționate. Dacă a văzut că merge, dacă alții fac, dar ce, noi suntem mai proști? La nivelul nostru, așa. Și atunci ne aflăm în fața unei asemenea situații. Domn profesor, eu am înțeles perfect ce a spus până acum. Dar eu m-aș... Să sperăm că au înțeles și cei cu care discutăm. Stați așa. Da. Bun, am înțeles. Dar nu te gândești la consecințe? Eu despre asta vorbesc. Care-i consecințe, mă, dacă 25 de ani nu mi-ai făcut nimic, aș mai lăsa să mă îmbogățesc și nu m-ai întrebat. Mă, ce ești tu? Ce meserie ai? Șef de primărie la comuna Cutare. Mă, cum ți-au crescut, mă, ție casa așa repede și viloaie și mașinile și... Bă, ce ești tu, mă? Ce ai făcut în viața ta? Că îi ceri o foaie de hârtie să scrie așa, numele, prenumele, domiciliu real, așa, bunurile, veniturile, conturile și unde ai lucrat până acum? 5 ani colo, 10 colo, 15 colo. Și rezultă clar dacă tu stăpânești concret în condiții de legalitate ce ai acumulat sau ba. Și atunci nu-l mai iei pe felii. Azi pentru că și-a însușit fraudulos și returile de la bandă. Mâine, termopanele de la aia. Poimenii, ia la de la... Nu, per total, odată, țac, pac și pus la rost. Ce nu e al tău, înapoi la stat, un buget mare și refacem țara. Cum era, reconstruim? Domnule, adunăm... PNL-ul, nu? Cine? Ce Aba, nu, PSD. Reconstruim? Ce reconstruiesc? Nu știu, ei erau cu dreptate până la capăt și capătul a fost cam aproape. Stai, de domne, așa, ziceți. Nu. Nu despre asta e vorba. Mihai, nu vrem să funcționăm serios. Nu vrem să ne respectăm drepturile cetățenești
și obligațiile cetățeanului față de stat. Și un stat puternic care își folosește resursele, nu să le dea la străini, nu să defrișeze, nu să devandalizeze, ci să-și ridice gradul de civilizație, să asigure bunăstare și civilizație și dezvoltare poporului său. Deci nu suntem acolo. Ce vedem acum, mai durează până să mă convingă cineva pe mine că avem chiar justiție adevărată, că avem organe de control care chiar își fac datoria constant, metodic, fără patimă, fără să fie azmuțiți de unii sau de alții, folosiți politic de unii sau de alții, nu? Da. Așa? Că funcționează normal. Mai avem mult până la normalitate. Eu, gesturile mele de a comunica într-un anumit fel cu unii dintre concetățenii noștri, sunt gesturi pentru reînscrierea țării pe orbita normalității. Pentru a ajunge odată și odată la normalitate. Să se câștige prin muncă, să se trăiască decent, pe creație, pe merite personale și nu pe mutatul milioanelor de la termoelectrica, de la hidroelectrica în buzunarele lui nu știu ce magnat. Eu am fost membru al Comisiei pentru anchetarea băieților deștepți din energie. Am muncit ca tâmpiții să audiem 60 de zile pe toți cei implicați. Mai erau două persoane de audiat. Dan Ioan Popescu și Teodor Solojan. Și ni s-a luat dosarul și a spus voi v-ați încheiat misiunea pentru că s-a sesizat justiția. Da, e o regulă că atunci când se sesizează justiția, Comisia Parlamentară își încetează activitatea, nu mai avansează deloc. Da. S-a sesizat justiția și n-a mișcat nimic până azi și nici până mâine. De atunci și până acum, numai să ne ia nouă jucăria din mână. Deci... Domnul profesor, PSD, construim România împreună. Despre ce vorbim? Ia acum, e din octombrie. Și tu ce vrei cu sloganurile astea? Că n-am nu, domnule, a zis dumneavoastră de construcția României să reconstruim. Păi am și eu sloganuri. Noi muncim, nu gândim. Da. Petre Roman, nu fi prost, lasă prețul cum a fost. Și atunci era perioada în care se schimbau prețurile și ajungea o mașină de spălat, am plătit-o de vreo 3 ori. Înțelegi? Da. E, acum ați văzut, n-a trecut foarte mult timp, s-au mișcat foarte repede organele statului, sau mă rog, justiția în general s-a mișcat foarte repede. Pentru că am înțeles că sunt niște inculpați în dosarul mineria de anul trecut. A fost mineria, da, sigur că da, da, păi din, da, 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 da. N-a fost în 2014 mineria. Acum vreo până 90-91. Nu cred, totuși. N-a fost anul trecut? Când și când mai apare problema mineriadelor, din cauza că sunt prea multe probleme de actualitate. Sunt prea multe hoteluri, bani, jafuri de strictă actualitate. Și atunci trebuie să mai dezgropăm... ce a mai fost pe la Revoluție, ce a mai fost pe după Revoluție, ce a mai fost la Mineriade. La Mineriade a fost clar un mod de a compromite, așa zisa, clasa muncitoare, care trebuia scoasă din mine și din fabrici să li se vândă fabricile la fel vechi și să construim capitalismul fără muncitori, fără clasă muncitoare, ca să nu mai, nici nu mai gândim și să nici nu mai muncim. Da, da, acum sunt inculpați, domne, oficial, adică despre ce vorbim? Hai, mă las. Vedeți cât de repede s-au mișcat? Da. Bun. Înainte de a trece la următorul subiect, domn profesor, ați văzut că circulă pe toate televiziunile centrale un spot, un promo nou, de la ăștia de la gazi. Da. Ați văzut ce... Știi ce-mi place ăla? Nemaipomenit. Ați văzut cum e? Da. Zice, dar vorbește, da, așa. Zice, o domnișoară sau la doamnă. La sentiment, așa. Știți, Angie ne cheamă. Mă cheamă Mimi, Fifi, V-am ras. Cum deschideți aragazul? Cum banul merge la GDF Suez, care nu se mai numește, prima dată a fost Gaz de France, dar era prea cu ochi. Nu mai e Gaz de France, e GDF Suez. Nu se prind proștii cei cu Suezul. A, au început să prindă unii. Nu mai e Suez, e Engie. Mâine e Pufi. Cineva ne-a prinde becul, un străin. Știți ce ne-a câștigat, care mi-a întrerupt pe mie noapte de noapte și într-o zi o să fac scandal mare, le-a mai spus unora. Că la ora 12? Că găsesc un coș de ouă după 12, între 12, 12 jumate. Da, 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 da. Așa îmi oprește lumina din cauza că nu vor să investească. Iau banii cu valizele și car afară pe curentul nostru de aici. Și nu vor să investească într-un aparat care să facă trecerea de noaptea de pe un sistem pe altul, automat. Costă bani. Da, da, da. Lasă-i pe proști. Le oprim curentul, să opresc centralele care le au în priză, frigiderele... Toată aparatura să face varză, o oprim, ca să facem noi trecerea pe astea manual și după aia cu plămear.
și iar noaptea, și iar cuplăm, și iar îi decuplăm, și iar ne, așa, și, și ne batem joc de ei la infinit, pentru că cine a cumpărat, crezi, distribuția? Ah, nu mai e de la români. A fost vândute acțiunile pe bursa de la Londra și le-a cumpărat doamna Rothschild. Ați auzit marele trustul Rothschild? Rothschild, dar Rothschild se numește. Copilul cu este. E din, dintr-un trust mare de tot american, dar aici că sunt american. De fapt, nu e un mic copil, este așa, mare. Da. Deci, ăsta, Victor Orban, pe care îl apreciez din ce în ce mai mult, a spus, în casa ungurului, pe mine nu mă mai ține nimeni prim-ministru aici și nu mai e de acceptat, să aprindă în casa cetățeanului maghiar becul un străin și să-i stingă tot un străin sau să-i dea gazul un străin. Nu. A naționalizat toate firmele de distribuție. Și noi, ungurii, știm să distribuim această energie, că e la noi, acasă, treaba. La români, nu. Ne dă spotul pe care îl spune Mihai. Frumos și suav. Ne numim Engie. Da? Dacă nu te uiți, după ce trece spotul ăsta, mai vine unul. Esența mișcării. Da. Vă facem, investim în România. Noi investim în petrol. Voi n-aveați. Vi-l aducem noi și îl băgăm aici. Noi, austriecii de la OMV, care n-am auzit de petrol niciodată. Noi aveam numai pompă de aia de vândut cu litra. Așa, noi nu avem nicio tradiție în exploatare petrolieră, în istoria noastră. Nici prin Buzău n-am avut. Nici, nu, vorbesc de la capitolul Austria-România, nu Buzău și Cochirleanca. Deci, nu la nivelul ăsta vorbim. Dacă se termină și reclama cu OMV Petrom și ce bine vă facem noi vouă, bucurați-vă, vine Engie. Dacă pleacă și Engie, vine Strabag. Vă construim drumurile, mă asigură, pe nemorocire. Ca o înjurătură așa, Strabag. Și al mai mare trus care face în toată lumea autostrăzi bune, dar România nu face. Pentru că noi avem un CNADR care toacă la bani și la bani și la bani și nimic. Nu tu autostradă, nu tu un drum ca lumea, nu tu. Și dacă se termină și cu trabinați. Și se uită oamenii la televizor și spun, ce frumos este, ne lucrează ăștia mental și ne îndoapă ca pe curcani cu toate diversiunile și ne nenoroci de creier. Dar noi suntem băieți disciplinați și ne uităm la căcaturile lor, mă scuzați, e ora în care putem să rostim și cuvinte de astea? Nu, nu, asta contează, dar asta nu putem să dăm timp. Așa. Ne uităm la drăgălășeniile lor, la felul cum ne sfidează și cum ne calcă pe creier și pe cap și ne deposedează de resurse. Facem reclamă și la Holz Industry până mai ieri, la toate care au tăiat pădurile României, la toate astea care ne-au devalizat și ne-au devastat. Și noi cu minți, așa le sorbim toate elucubrațiile. Păi dacă bagă milioane de dolari, de ce crezi tu bagă, mă, Mihai, în reclama aia Engie de care zici tu acum și alelalte? Bagă milioane de dolari de euro, să le se dea spoturile alea, nu că s-ar concura cu cineva să spună, aureu, să prind piața, să plătesc publicitatea, să fac publicitate ca să stau pe piață, pentru că uite câte firme am concurente. Cu cine se concurează, mă, OMV în România? Esența mișcării. Cu cine se concurează, mă, Engie, ăsta care ne ia banii de la... Vă rog frumos, nu pronunțați decât așa, Engie. Engie. Cu cine? Da, Engie. Mă duc să plătesc factura cu cine, la Engie. Mă, cu cine se concurează pe piața românească ăștia, mă? Tu vezi că își bat joc de noi. Mă zici, da. Dăm voie să spun odată o reclamă frumoasă de tot, care l-am făcut pe era, conducea lucrările în calitate de președinte al Camerei Deputaților, Valer Dorneanu. Valer Dorneanu, care conducea lucrările și trebuia să vină ministrul transporturilor să-mi dea mie răspuns la o interpelare, că l-am întrebat de ce dau ei milioane de dolari de la bugetul statului român, Ministerul Transporturilor, pentru reclamă la un ziar important, cel mai mare ziar al vremii, crucișătorul presei românești, așa, unde pe o jumătate de pagină de ziar din ăla mare era reproducere a picturii Car cu boi de Grigorescu. Și într-un colț mic jos scria CFR Marfă ESA. Cu cine? Am întrebat, măi, ministrule, a venit secretarul de stat Sechelariu, fratele lui primarul de la Bacău, care era ministru secretar de stat la transporturi, că ei erau neam nobil și conduceau toți, și primării, și ministere, și transporturi, și aveau și firme de drumuri, de autostrăzi, că noi avem regii asfaltului, dar fără asfalt, numai cu regii, pe banii noștri. L-am întrebat, cu cine se concurează CFR Marfă în România? Câte firme concurente? Să nu era niciuna, era CFR Marfă singur. De ce plătesc ei reclama asta deșențată cu bani publici de la statul român? Că nu îi finanțăm, uite, veniți acum la buget, ca la Ministerul Transporturilor, îți dăm atâtea, își dă milioane, miliarde de euro. Bun, de ce plătiți voi, mă, reclama asta la ziarul? Să vă facă vouă imagine, să tacă atunci când furați?
să mituiți. De ce plătiți voi? Bun, dar uitați-vă câtă bătaie de joc, zic. Uitați-vă la reclamă. N-au ales altceva să facă reclamă la CFR Marfă decât car cu boi. Ce înseamnă asta? Carul dă ideea de transport. Numai că e tradițional, arhaic, da, vechi carul. Da, da, da. Un car. Așa. Dar de ce cu boi? Măcar nu l-a făcut cu cai. Sau... Păi boi suntem noi, contribuabilii care plătim și acceptăm așa ceva, această bătaie de joc. Reclama la CFR Marfă era car cu boi, de Grigorescu. De Grigorescu, da. Când am decodificat că acel car e CFR Marfă și ideea de transport și boi sunt contribuabilii, Valer Dorneanu, președinte, a început să râdă în pumni, să nu mai poată să conducă lucrările și să spună, domnul deputat, hai să-l lăsăm pe domnul ministru să-și continue răspunsul. Ce răspuns să mai îmi dea domnul ăsta mie de aici? Să ducă și să terminați cu reclama asta, că vă fac la toate forurile unde mă duce capul să vă impute banii ăștia pe care îi dați voi, golănește la o așa zisă reclamă. Deci mai vrei să vorbim despre treburile astea? Da, după o scurtă pauză de publicitate o să vorbim. Revenim. Zici că plătește la bordel ăla, așa, da, cum intră la... Deci, am intrat în direct. Am revenit. Doar audio. Haideți să ascultăm ceva. Ați observat cum bugetul cu mai aproape. Lumea se schimbă. Mai aproape că ești. Străzile sunt acum galerii de artă. Negrul de odinioară devine verde. Cerul este acum tărâmul pasiunilor. Știi, ți-aduce aminte de reclamă? Ți-aduce aminte, de, apropo de reclame din astea? Da. Au venit unii din afară și au spus, bă, fraierește, cretinește, până ori înțelege ce înseamnă jaful capitalismului și hai să începem noi. Au venit unii de afară cu ideea să înceapă să construiască viloaie și case noi. Case confortabile în stil occidental, cu tare, în anii 90-91. Și puneau o muzică, Dona, Dona. Ascultau fetele mele că erau mici, le plăcea melodia. Nu te lăsau să renunți la reclama asta. Dona, 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 dona. Dona, 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 dona. Case construite în stil occidental. La fel de afectuos. Le-a luat banii și după aia s-a anunțat odată. Au fugit aia cu banii, nu le construiește nimic, nimic în stil occidental. Da, înțelege? După aia a apărut reclama aia altă. Dorm liniștit. Era o muzică. Dormea și câinele pe jos. Da, da. Copilul dormea între cei doi părinți. Dorm liniștit. FNI lucrează pentru tine. Ce a lucrat? Și acum reclamele astea toate însumate vin așa. Române. În șoapte frumoase, care să nu deranjezi să zgrie cu asta, că e nenorocit, nici vorbește urât, îi deranjează, le zgrie auzul, le zgrie. Frumos, dorm liniștit. Mafia lucrează pentru tine. Te-a rezolvat. La imagini n-avem nimic de comentat, pentru că vedem niște imagini din altă parte, cu zgârie de nori, din aia, așa. Da, da, da. E făcut după modelul francez, evident, că fiind din Franța această deosebită. Da, da, de ce companie? Nu distribui el gazele în Franța și să lase distrigazul, să-mi dea distrigazul românesc și mie drumul la gaz. Da, da. Și da. Să-mi ia banii distrigazul. Poate din banii ea mai dă ceva și la statul român. Și mai facem și noi vreo grădiniță. Nu închiriem grădinițe în viloaie. Aveți grijă, dragi bărbați, să nu le ziceți la soții că mergeți să o plătiți pe Angie. Da, da. Mai ales la șoaptele ei. Unde te duci, bărbate? Mă duc până la Angie. S-o plătesc. Cine e Angie asta? Mă duc să-i... trebuie să plătesc. Am... Nu, mă duc la Angie să-i plătesc serviciile care mi le-a făcut. Da. Înțelegi? Bun. Taxe și impozite, am terminat cu taxele și impozitele. Ah, domnul Băgea, a ajuns la al treilea proces. Haideți să vedem materialul, după care revenim. Ah, al treilea proces este evident cel legat de RAPPS.
Cristi Băgiu, președintele suspendat al Consiliului Județean Buzău, a fost trimis în judecată de procurorii DNA în dosarul REAPPS, speță în care mai este inculpat directorul suspendat al Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat, Gabriel Surdu. Procurorii spun că în vara anului 2013, Gabriel Surdu i-a cerut lui Cristi Băgiu să-i faciliteze obținerea unor contracte de lucrări publice în județul Buzău, pentru o firmă pe care Surdu o administra printr-un intermediar. Pentru sprijinul oferit, Băgiu urma să primească de la Gabriel Surdu 8% din valoarea contractului, în schimbul intervenției sale pe lângă primarul localității Ghergheasa în vederea câștigării licitației. Cei doi au convenit ca o primă tranșă de 75.000 de euro să fie dată la câteva zile de la momentul discuției, lucru care s-a și întâmplat, spun anchetatorii, banii ajungând la Cristi Băgiu printr-un intermediar. Ulterior, în luna mai a anului 2014, firma a reușit să încheie un contract de lucrări de modernizare a unor drumuri, a rețelei de canalizare și a stației de epurare, proiect în valoare de aproape 11.000 de euro. Astfel, Cristi Băgiu urma să primească numai puțin de 900.000 de euro. În cauză s-a instituit măsura sechestrului asigurător asupra a două imobile aflate în proprietatea lui Cristi Băgiu, până la concurența sumei de 75.000 de euro. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București cu propunerea de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză. Da, domn profesor, deci la a treia trimitere în judecată se află domnul Băgiu. În dosarul ăsta 75.000 de euro ar fi vorba de suma pe care, spun procurorii, ar fi primit-o Cristi Băgiu. Aia-s bani. De ce dumneavoastră aveți 75.000 de euro acum? Nu, nu ca acum. N-am avut poate de când m-am născut eu. Dar nu-i vorba de noi, ci noi am visat toate. Toți suntem născuți ca să actiază de dimineață până seara cum să facem bani și să ne distrugem viețile și să bani. Noi mai avem și așa, mai citim o carte, noi mai privim un tablou, o pictură, ascultăm o muzică, citim, mai muncim, dar facem și lucruri ca să putem să ne ducem viața după o zi pe alta. Nu suntem toți posedați de demonul ăsta al acumulării sălbatice de averi. Pentru că, uite, astea pe unii îi satisfac. Le satisfac anumite plăceri, dacă n-au anumite calități personale ca să fie distinși în societate, ei se disting prin bani. A, cine e ăla? Ăla cu bani mulți, cu viloaie multe. Și trebuie să iasă și ei în evidență cu ceva. Nu o să iasă prin ce ies eu, prin discurs public, prin carte pe care o știe, prin o dizertație pe o anumită temă sau alta. Eu ies în evidență dacă ies prin ce știu eu și prin ce pot eu să fac, iar ei prin ce știu și prin ce pot să facă ei. Problema este că pe mine foarte mulți mă disprețuiesc, fără să-i prejudiciez cu niciun leu. Ba dimpotrivă, luptând cu sacrificii să le apăr viețile și interesele și avuția națională. Iar pe ceilalți care îi prăduiesc, ei îi stimează și ei îi ridică, că doar nu i-am ridicat eu. Nu s-au dus pe creditul meu și pe votul meu, ci pe al lor. Da, de ridicat se ridică și o toaletă de lux, i-am zis noi, având în vedere suma alocată de primărie pentru această investiție la școala numărul 14, cea de aproape 60.000 de euro. Să urmărim imagini, de ce, domn profesor, nu? Eu cred că haideți să discutăm și despre asta. Mai la câte vremurile de trebuie și așa ceva. Am înțeles. Haideți să vedem cum arată așa, doar ca schiță, am văzut că apare și un roz pe acolo. E tot roz. Proiectul legat de grupul sanitar construit la școala numărul 14 din municipiu a stârnit controverse în urmă cu câteva luni în cadrul Consiliului Local Municipal. Aleșii opoziției au atras atenția asupra sumei alocate pentru investiție. Inițial s-a vehiculat cifra de 68.000 bani destinați construcției unei toalete ce va fi lipită de cele două corpuri ale clădirii școlii și va avea un regim de înălțime de P+1. La parter sunt prevăzute un hol, grup sanitar pentru persoane cu handicap și pentru băieți, iar la etaj va fi toaletă pentru fete și un spațiu de depozitare. În cele din urmă, în conturile unității școlare au intrat 56.000 de euro. Suma totală nu este mai mult de 55 sau 56.000 de euro cu TVA cu tot. Cu toate taxele, cu totul nu este mai mult și, sincer, nu mi se pare o sumă mare, clădirea este foarte mare, metri pătrați mulți, aproape cât două apartamente bine mobilate, dotate și mari. Deci nu e o sumă
cum s-a exagerat. Soluția de realizare a clădirii nu este una deosebită, ci cu fundație de beton armat, planșee din beton armat, peste parter și etaj și pereți din cărămidă. Nici finisajele nu ies din tipare. La interior sunt prevăzute pardosel din gresie și placaje de faianță, iar la exterior va fi executată o tencuială uscată cu termoizolație din polistiren. Incinta are asigurată utilitățile de la rețelele existente în zonă, așa că nu va fi nevoie de cheltuieli prea mari pentru branșamente. Cu toate acestea, costurile clădirii cu destinație de toaletă depășesc 2,5 miliarde de lei vechi. Conducerea unității școlare consideră că suma nu este mare. Mai mult, precizează că găsirea unei firme care să execute lucrările a reprezentat o problemă. Au venit, cred că, vreo 7 firme. N-am adus numai din Buzău. Am căutat firme de pe SEAP cu prețuri pe metru pătrat și care să bată puțin cu ce dorim noi. Am invitat să depună, unele au depus și după ce au luat caietul de sarcini, au venit și au spus că nu oferă niciun preț. Foarte greu, foarte greu a venit firma care a acceptat prețul pe care îl aveam, preț limită, nu aveam. Și de aceea am început puțin mai târziu. Reprezentantul unității de învățământ pune cheltuielile de construcție pe seama dotărilor care au fost prevăzute. Potrivit proiectului, toaleta urmează să aibă 30 de cabine pe care ar urma să le folosească toți elevii din școală. Proiectul noii toalete a fost realizat la solicitarea comunității din care provin copiii și a fost creionat încă din anul 2009. Grupurile sanitare la noi au fost pe vremuri mult mai departe de școală. Am reușit într-o etapă, și în afara școlii, bineînțeles, am reușit într-o etapă să amenajăm în interior, într-o locație cu centrala termică, dar tot așa, rudimentare, în ideea că în timp vom obține aprobări să facem grup sanitar, așa cum toate școlile în oraș le au, legate de școală, să nu mai iasă elevii afară. Propunerea venită din partea școlii a trecut de votul majorității consilierilor municipali, care au dat aviz favorabil instituției. Noua toaletă ar putea deveni funcțională luna viitoare. Avem ca termen jumătatea lui noiembrie pusă atunci, deci luasem în calcul cam 3 luni. Cred că faza în care suntem acum și vremea ne-a ajutat ca plăcile betoane care au turnat să se usuce, cred că ne încadrăm. Dacă depășim cu o săptămână, maxim 10 zile, dar vor fi lucrări interioare și nu ne va afecta vreme. Suprafața totală a toaletei construite la școala numărul 14 din Buzău este de 130 de metri pătrați. Ia auziți, domn profesor. Performanța inspiră. Performanța inspiră. Dumneavoastră ce vă inspiră pe tronul ăsta? Deci... Mi inspiră niște imprecații pe care nu pot să le reproduc public. Da, bun. Putem să revenim tot în această seară după ora 12, nu? Nu. Nu. Nici după ora 12 nu pot reproduce anumite, nu. Am înțeles. Dar cu toaleta, că tot vorbim de... Dom'le, cu toaleta aș avea de câteva lucruri de spus. Din punct de vedere al prețului, poate să fie mult, 56.000 de euro, poate să fie puțin, pentru că nu știm despre ce e vorba. Poate să fie prețul corect. Din punctul de vedere al numărului de cabine, 30, am înțeles, așa, înseamnă că s-a dimensionat în funcție de efectivele școlare. Dacă ai o populație școlară numeroasă, există norme tehnice, ergonomice, prin care știi că acolo unde ai o clădire cu sute de funcționari sau cu mii de vizitatori pe zi, nu poți face o toaletă cu o cabină. Pentru că miile de vizitatori care vin să-și plătească sau să beneficieze de serviciile din acea clădire și sutele de funcționari de acolo sau miile, așa, trebuie să aibă acces și la astfel de utilități. Le dimensionezi și nu inventezi nimic acum. Nu descoperi apa caldă, mersul pe jos și alte asemenea minunății, ci aplici normele, standardele care deja există în funcție de efective, de numărul de beneficiari, capacitatea
toaletelor, dacă ai o școală slab populată, unde de-abia spoiești clasele pe acolo să ții norma cu 14 ești într-o clasă. Nu ești din categoria celor foarte asaltate cu 35 de elevi în clasă. Ești din ele care de-abia supraviețuiești cu 14. Și ai efective mici. Și tu proiectezi toalete gigantice și cheltuiești 56 de mii de euro acolo, prețul a două apartamente. Și poate că e mult. Noi nu știm despre ce e vorba. Cei care au aprobat și care finanțează așa ceva, înseamnă că respectă normele tehnice, standardele și știu bine despre ce efective școlare este vorba și despre de care sunt prețurile corecte pentru așa ceva. Deci noi dacă nu știm, ce putem să spunem? Dacă nu cunoaștem în detaliu problematica. Da. Bun. Domnul profesor, nu știu câte toalete au costat 56 de mii de euro la noi în municipiul Buzău. Vorbim de școli. Tu te referi deci la preț, nu la faptul că ar fi o lucrare prea mare pentru o școală cu efective mici. Exact. Cu efective școlare mici. Prețul poate să fie mare, poate să fie mic, sau poate să fie prețul corect. Noi nu știm care sunt prețurile acum, care sunt cantitățile, că preferă cineva nuanța verde prăzuliu, că de-aia avea unul în stoc cu care avem noi deal-ul să-i luăm marfa lui ăla. Înțelegi? Fii atent aici. Că preferă unul verde prăzuliu sau că au preferat alții roz chiloțiu, treaba lor. Trebuie și de gust până la urmă, dar și de aranjament de unde iau marfa și de care are ăla în stoc să-mi dea de la care vreau eu să iau. Ăla cu verde prăzuliu sau ăla cu roz chiloțiu? Bun, avem pe final de emisiune o intervenție telefonică. Mă rog, era bine dacă ați fi avut puțin tică răbdare, că nu putem să întrerupem invitatul din ceea ce spune. Domnul profesor, suntem chiar la finalul emisiunii. Vreți să trageți dumneavoastră o concluzie pesimistă sau optimistă? Nu, pesimistă din punctul meu de vedere că lucrurile nu par să meargă nici din punct de vedere al felul cum administrăm banul public, nici felul cum își fac cu continuitate, cu constanță treaba, organele de control ale statului. Deci sunt pesimist. Pentru mine justiția încă nu e justiție, administrația încă nu e administrație. Este dismuirea banului public, o risipă enormă, care se continuă, așa. Optimist ar fi dacă totuși 25 de ani de jaf și anarhie ne-au adus în sapă de lemn și că începem de acum încolo să ne revenim și să ne luăm petrolul înapoi, distribuția de gaze înapoi, să ne așezăm în primării cu funcționari model care știu ce e legea și care sunt profesioniști și să începem să folosim banul public, să avem și noi drumuri, să avem și noi grădinițe, școli, să avem și noi o viață normală, salarii, pensii, să înceapă societatea românească să funcționeze. Da. Bun, domn profesor, mai erau niște reclame, gen și aici vă provoc să faceți o legătură cu ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi în societate. E o reclamă la nu știu ce cremă sau nu știu ce tratament, mă rog, nu contează. Întrebarea pentru femei. Vă deranjează celulita inestetică? Adică... Mi se pare cretină întrebarea. Păi asta e dintr-o reclamă, repet. Așa Dom'le, începe reclama. Vă deranjează celulita inestetică? Dom'le, dacă oamenii dau bani, de ce să nu le publice așa cum e? Asta e. Iar oamenii care au câștigat și ei ceva după Revoluție. Capacitatea de a închide un program, de a muta telecomanda. Te duci și te uiți la frunze, pe câmpii, la wildlife, la natura, la național geografic, la... Te uiți în alte, nu te mai uiți la toți stâmpiți. Bun. Vă mulțumesc, domnul profesor, pentru analiza pe marginea subiectelor dezbătute în această seară. Mi-a trecut oarecum durerea de cap. Să nu cumva ca din discuțiile noastre să înceapă durerile de cap ale altora, că nici aia nu. Eu sunt convins că da, ca de obicei. Dar poate i-ați tratat pe alții care au avut tot așa dureri de cap. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit în această seară. Să aveți parte numai de bine. La revedere!